700 și ceva de vizitatori, adică și nu numai din țară, dar spun că sunt vizitatori din toate colțurile lumii. Și ne bucură asta. Puteți să spuneți și adresa? Primăria Trifești, Iași, Contro. În primul rând, foarte mult în partea asta, filmată, deci aceste mijloace de promovare să încurcată mai mult tip în tot domeniul, mai ce nu se zicesc. Dar pentru și dorința despre să dea promova cât mai bine imaginea psihică din satul pe care îl păstoresc. Pentru că acolo a fost pe vremuri un loc de cultură, un loc important de cultură și de păcate vremuri către timp se pierde acest lucru și atunci caut să, prin toate mijloacele, să ia în agenția celor din sat. Acolo nu mai are loc. Este un special un lucru care cultura a venit și trebuie să dăim. Biserica este un moment istoric. Biserica este un moment istoric, pentru că știi toți de costat în 1939, în momentul categoriei B, dar nu se poate în zonă. Fiind conștiți pe locul țeci mai vechi în lemn și se pare că s-au folosit multe materiale de construcție la psihica și chiar acoperișul este în întregime la psihica de grădină și se păstrează până ziua. Frumos. Aveți șansa să trăiți într-o zonă iată învățată de istorie și veți să faceți tuturor cunoscut aceste lucruri și ca și copiii să aibă o altă șansă. Din păcate, copiii au multe șanse, dar nu de valorifică. Am mai zis acolo, pentru că e viața așa cum e, la multe sărăcii și atunci părinții renunțe să-i sprijin din domeniul ăsta cultural, să meargă la școală. Dar tocmai asta e și ideea mea, că aducând în atenție acest lucru, că s-a putut să vină la cultura de lege, să sperăm că vom avea și rezultatele de care le așteptăm noi. Deja s-a văzut schimbarea. Aveți un număr mai mare de turiști, am înțeles că o să apară și locuri de cazare, asta nu poate să ducă decât cu mine, de dezvoltare. Da, într-adevăr, au început să apară mulți vizitatori la biserică, deja au făcut acest lucru, vin, fac păzii, vizitează, prin lumânări se roagă biserică, prin lumânări am urmărit cu tipul de costa crepuți care e lângă biserică, în tot acolo. Și apoi vizitează și casa memorială de costa crepuți vis-a-vis biserică. Și deci, a avut un efect bun.
numesc Sfântul Vrătiza Alexandru, sunt paroh la parohia Sfinții Părăscu în Sfântul Șerena, din Hermeziu, cu mult timp. Agenția de Publicitate Flyer Advertising s-a ocupat de promovarea acestui proiect pe două direcții. Odată pe tipărirea materialelor informative și apoi pe propagare la nivel audiovizual. Astfel am putut colabora cu posturi naționale, posturi TV naționale și posturi de radio naționale, cu trusturi de presă, cu acoperire națională, trusturi de presă, mă refer la partea scrisă, ediția tipărită. Și, în ultimul rând, am alocat foarte multe materiale de promovare pentru outdoor, în același timp, am organizat festival de tradiții și obiceiuri timp de 6 zile în localitatea Trifești. Acest festival calibrându-se, de fapt, pe o traiectorie multidirecțională. Am încercat să ajungem la toate categoriile de public, la publicul tânăr cu precădere, pentru că este cel care poate să propage mai departe adevărata valoare, valorile autentice și, practic, să le ducă mai departe, înaintașilor. Orice program are nevoie, orice proiect, indiferent de bun este, are nevoie de promovare. Este foarte bine că, iată, se apelează la firme specializate care să facă acest lucru în mod profesionist și rezultatele deja se văd. În numai 2 ani deja se văd rezultatele. Da, proiectul a avut ca durată de implementare 23 de luni, dar cum s-a specificat în această conferință de presă, deja indicatorii au fost nu numai atinși, dar și depășiți. Uneori s-a dublat numărul de vizitatori pe diferite obiective și aici am în calcul Conacul Familiei Negruții și Biserica de la Hermeziu, iar părintele a precizat că există o mai mare afluență de public, deși laic, care vine și aprinde o lumânare la mormântul ctitorului. Promovarea pe teritoriul României se realizează, iată, ați spus bazele, va continua, dar ce facem cu publicul din străinătate, cu turiștii din străinătate care putea să vină? Cum îi atragem și pe aceștia? Există la nivelul unor materiale de promovare și ediție în limba engleză și în limba franceză. S-au realizat câteva CD-uri de prezentare, tocmai în acest sens. Iar echipa de implementare a menționat astăzi că a distribuit în cadrul agențiilor de turism, cele care de fapt și simt pulsul în turism pe acest segment, astfel încât și ele, la rândul lor, să devină pârghii de promovare și peste granițe.